Totul s-a petrecut în această dimineață în jurul orei 7 pe drumul European 85 la intrarea în localitatea Pufești. În accident au fost implicate 3 autoutilitare, dar și 3 persoane, un bărbat cu cele două fiice ale sale în vârstă de 10 și 14 ani aflate pe marginea drumului. Martorii prezenți la fața locului spun că totul s-a petrecut fulgerător. O autoutilitară a oprit pentru a vira la stânga, moment în care a fost acroșată din spate de o altă autoutilitară, după care a fost proiectată pe sensul opus de mers într-o a treia autoutilitară care circula regulamentar pe direcția Focșani-Giud. Una dintre mașini a ajuns în grădina unui localnic, iar alta a zburat pur și simplu în lanul cu porumb. Martorii spun că în momentul impactului s-a auzit o bubuitură puternică, iar când s-au apropiat, s-au îngrozit de cele văzute. O bubuitură am văzut mașina când una din ele s-a dus în câmp, am ieșit afară, am văzut una în curte la mine, una la pod din coace. Ce să fac? Asta e. Copiii aruncați pe jos, dezastru. N-am văzut accident așa ceva teribil. Oamenii spun că, deși sunt vecini cu tatăl și cele două fetițe, în primul moment nici nu i-au recunoscut, atât de zdrobiți erau. Cei trei mergeau la cules de fasole, iar nenorocirea i-a trimis în spital. Am ieșit când colo erau deja intrați la mine în grădină. Fetele, două persoane eu am văzut, una în Ardei, una dincolo în, pe fosă, dar nu știam câți bărbați, câți ce sunt. Dar după aia, ulterior, s-a aflut că de fapt era vecinul meu cu fetele. Vecinul era în șanț și fetele amândouă, una într-o parte, una într-o parte, se duceau la cules de fasole, le-o lua de aici, exact din... așteptau să poată trece la trecerea de pietoni. La data de 21.08.2017, în jurul orelor 7, pe DN285, în localitatea Pufești, conducătorul unei autoutilitare care se deplasa dinspre Giud spre Focșani a oprit pentru a vira la stânga, moment în care a fost acroșată din spate de o altă autoutilitară, după care a fost proiectată pe sensul opus de mers, unde a intrat în coleziune cu o altă autoutilitară care circula dinspre Focșani spre Giud. La Spitalul Județean de Urgență Sfântul Pantelimon din Focșani au ajuns toate cele 9 victime. 6 victime sunt din cele două autoutilitare, iar 3 sunt pietonii care au intrat deja în operație. Au fost aduse în cursul dimineții 8 victime ale unui accident rutier de pe șoseaua europeană E85. Toate aceste victime sunt acum internate. 3 dintre ele erau pietoni. O persoană de 23 de ani, femeie, care a suferit un politraumatism cu splenectomie, a ieșit din sala de operație în acest moment. Cercetările continuă pentru a se stabili cu exactitate cum s-a produs tragicul eveniment.